Poți să te scoli din lene, poți să te scoli din nepăsare, poți să te scoli din păcat, din trândăvie, din adormirea conștiinței, din nesimțire. Poți să te scoli și să mergi la Tatăl tău și să-i spui, am greșit la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Și poți să te scoli să te rogi, poți să te scoli să te închini când te pui la masă, poți să te scoli și să faci mulțumirea pentru că ai mâncat. Deci, tinere, zic, scoală-te, este un îndemn general care și peste 2000 de ani va fi la fel de actual. Adică, cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos este simplu. Haide după mine, lasă-ți părerile personale și mândria și părerea de sine și leapădă-te de tine personal și-mi urmează mie. În contextul evanghelic de astăzi, cuvântul a avut un alt înțeles. Știm că suntem în cetatea Nainului, în drumul spre Galileea, care ați fost la Ierusalim. Dar ce este cel mai important este altceva. O văduvă singură, un unic fiu și acela mort, un cortegiu de mormântare. Ce nou întreabă asta? Absolut nimic. Dacă ne aruncăm o privire pe mass media, prin ziare și pe la televizor și pe casetele video, vedem filme cu împușcături și cu morți la tot ceasul. Dacă ne uităm la filme cu Banderas și cu alt fel de actori, ăia împușcă din 5 în 5 minute. Deci moartea e ceva normal. Deci mi se pare atât de firesc să nu te sfiești de problema morții, pentru că noi ne uităm la moarte toată ziua, până și copiii mici se împușcă pe calculator, tot ucigând acolo, așa zisele, imaginarele lor jocuri. Nu asta e important. Este important din ce unghi privești moartea. Și un elefant, dacă i-ai tras un glonț în cap, cade jos mort. Și tu te impresionezi de filde și lui, de pielea lui, de greutatea lui. Și o balenă, dacă o omori, are și aia 8 tone de grăsime. Și un țânțar, dacă l-apeși cu degetul pe geam, și aia e tot o moarte și tot întâmplător și nefiresc de normal, ni se pare. Și chiar în mijlocul drumului, dacă zaci un om călcat de mașină, nici aceea nu e o noutate, vine presa, filmează și în cele din urmă a mai fost un mort. Dar haideți să vedem de ce Mântuitorul Iisus Hristos a fost marcat de mormântarea acestui tânăr și poate chiar și de lacrimile mamei. Dacă ne uităm cu atenție în învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur, vom găsi cu precădere că Mântuitorul Iisus Hristos s-a preocupat de fiecare vârstă spirituală a omului care zace în moarte. Și de ce spun care zace în moarte? Pentru că moartea nu este un fenomen, este o stare. După primirea tehnică sau cea științifică, moartea înseamnă încetarea simțurilor biologice sau a metabolismului și încetarea inimii de a mai bate. Acesta se numește cadavru, după terminologia medicală. Îl pui la morgă, îl bagi într-un sac de nylon, îi faci o autopsie, îi scoți creierii, rinichii, stomacul, ficatul, le pui pielea, ciz și tot felul de baze, le-ai măsurat, le coși înapoi ca pe un țuhal cu cârpe și îl dai lui mamă să-și lui tatăl sau la rude și spui îngropați-l, că e totul în regulă. Iată că la mortul de astăzi lucrurile nu stau chiar așa. Mai înainte de a-l vindeca pe el, Mântuitorul Iisus Hristos a mai avut ceva asemănător. Pe când stătea și predica în Capernaum, a venit la el un mai mare al sinagogii, pe nume Iair, și i-a spus, fetița mea este bolnavă. N-ai putea să vii să vezi ce este cu ea, să o tămăduiești. Am să vin. Deci este răspunsul Mântuitorului. În clipa când trebuie să ajungă la casa respectivă, cei care îi ies înainte îi spun, cred că nu mai are sensul, că a murit. Nu te mai osteni, învățătorule. Și Mântuitorul spune, nu a murit, ci doarme. Deci iată ce frumos, doarme.
Deci pentru cei ce cred, spune Apostolul Pavel Corintenilor, moartea este somn și întâlnire cu Hristos. Și noi întâlnim lucrul acesta cu o singură mărturie reală, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le, mutatu-te la viață fiind maica vieții, deci țineți cont, și dacă ne uităm la Lazar, cel mort de 4 zile, auzim un strigăt prelung din gura Mântuitorului, spun surorile Marta și Maria, de-ai fi fost-o aici, n-ar fi murit. Dar totuși Mântuitorul spune, Lazare, vino afară! Dar după ce au ferit piatra de la mormânt, nu ca să pătrundă glasul prin piatră, ci ca să se vadă că mortul care învia era îmbrăcat în fâșii, n-avea cum să o împingă singur și era de greutate mai mare și nu putea un singur om să o dea la o parte. Dar s-a spus, vedeți că e mort de 4 zile și mai și miroase. Deci era în descompunere. Iată ce putere are Dumnezeu de a schimba legile chimice și organice ale chimiei. În momentul în care îl cheamă afară, sufletul intră în trup, cum? Ca în prorocia lui Ezechiel. Și am văzut un câmp de oase peste care s-a îmbrăcat carne, piele, vine și apoi ca din pământ au răsărit toate și au venit toți de față. Deci vorbește despre învierea cea de obște, cum toți au înviat în câmpul acela de oase și s-au făcut oameni vii. Ei, lucrul acesta demonstrează că stăpânul vieții și al morții poate să-i dea morții mai multe sensuri. Iar când spune că fiica lui Iair n-a murit, ci doarme, ne arată nouă că Hristos este primul care va îmblânzi moartea, nu ca fenomen, ci ca taină. Moartea e o taină. Poate cineva să spună când moare? Știe cineva când s-a născut? Noi spunem 12 ianuarie, 7 decembrie, 8 decembrie, 9 decembrie. Nu. Ai nașterea când te-a adus mama pe pământ din pântecele ei. Când te-ai născut, tu știe numai Dumnezeu. Sfânta Treime era de față când sufletul s-a pus în prima celulă vie, fecundată din care începe în pântecele mamei concepția noului copil. Deci nu știm nici când ne naștem, așa spune Mântuitorul, nu știți de unde veniți și nu știți unde mergeți. De ce nu știm unde mergem? Noi la mormântare, de obicei, și cum era și firesc în parabola de astăzi, obișnuim să procedăm în felul următor. După ce am îmbrăcat mortul frumos, îi mai punem și în el și ceas și aer condiționat și lumină în cavou și ce mai vrem noi acolo. Îi chemăm pe preoți. Preoții fac o numită slujba mormântării, numită slujba sau rânduiala mormântării. Nu întâmplătoare, are adâncurile ei și rosturile ei. Binecuvântările învierii, stihurile catismei a 17-a, care e catisma morților, fericirile, în final Evanghelia învierii de obște a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, care spune și când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, vor învia, ca să se împlinească ce se spune în Scriptura veche, că Dumnezeu chema din morți, Fiul lui Dumnezeu chema din morți și ne arată că este stăpânul vieții și al morții și nu în cele din urmă folosește un termen frumos, ca răutatea să nu fie fără de moarte. De ce înseamnă fără de moarte? Deci e o taină foarte înaltă. Când Adam și Eva și-au băgat nasul în pomul cunoștinței binelui și răului, Dumnezeu a spus să punem îngeri cu sabie de foc ca nu cumva mâncând Adam să fie ca unul din noi. Ca unul din noi cum? Nemuritor în rele. Nu ca Dumnezeu a toate știutor. El era Dumnezeu după mintea lui. Și în momentul în care n-a mai avut acces Adam la pomul vieții, ca să rămână veșnic viu cu rău în el, dobândit din sfatul diavolului, a fost dat pe pământ să guste ce? Moartea aparentă.
dar moartea aparentă legată de o terminologie. În rugăciunea morților spune, sufletul să meargă de unde și-a luat ființă, de unde și-a luat ființă, la Dumnezeu, e clar, iar trupul să se dea firii de tine zidite. Firii de tine zidite. Care fire? Firea omenească. Pentru că omul a fost înger în trup. Și ce a făcut Dumnezeu? S-a suflecat, spune Vasile cel Mare, la Ixaimeron. Ăsta e termenul cuvântului înțeles de noi. A frământat cu mâinile clisa, pământul, glodul, vălătuc, cum ai face un chirpici. Și a făcut formă de om. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Când i-a făcut pe înger și celelalte arătări, a spus așa. El au zis și s-au făcut. Să fie cer și a fost numai milioane de îngeri că au fost gândite. El a poruncit și s-au zidit. Să iasă apă, pești, mări, păsări, pomi, iarbă și așa mai departe. În aripate, zburătoare și rumegătoare și toate. Dar pe om l-a făcut personal. După ce formă? După chipul și asemănarea noastră. Ei, această asemănare a noastră, această fire a pământului, a avut întrânsa două mari puteri. Puterea de viață pe care o are și pământul atunci când plouă și a spus să răsară pământul în sine de toate și le-a răsărit pe toate după felul și soiul lor, stau și astăzi ecologiștii și botaniștii și mă rog, mari speologi și mari geologi și mari oameni de știință să descopere câte o gângane, cum se cheamă, cum trăiește, cum se mulțește și Dumnezeu le știe pe toate de când le-a făcut. Dar în același timp a mai dat o calitate acestui lut, puterea lucrătoare a Duhului Sfânt și l-a transformat într-un lut inteligibil, într-un lut nemuritor și într-un lut cuvântător. Și s-a plecat Dumnezeu asupra lui Adam și a suflat suflare de viață. Ei, acea suflare, acea, cum spune în rugăciunea Parastasului, amestecătură tainică făcută și nepricepută minții, avea să aibă și un rol negativ dacă omul rămânea în rele și să fie veșnic sub stăpânirea răului. Dar Dumnezeu a tăiat accesul și omul a căzut în ceea ce i s-a spus după aceea. Pământ ești, deci Duhul Sfânt nu mai este în tine. În pământ vei merge, adică îl scoate din rai și îl bagă în pământul din care s-a hrănit. Țineți minte, Simeon Nou Teolog spune în Catehezele 2. Până te vei întoarce, țineți minte, din pământul de care ai fost luat, din pământul care te-ai dus. În pământul în care te-ai dus, faci grădină de zarzavat, cultivi porumb, crești vaca, oaia, capra, fasolea și așa mai departe. Dar acolo stai până te vei întoarce din pământul din care ai fost luat. Care pământ? Pământul curat și virgin al raiului, locul de moștenire a sfinților care sunt cetățenii și oamenii de casa lui Dumnezeu. În momentul în care se face negrăita dezlegare și trupul se dă firii de sine zidite, trupul se descompune din cele ce a fost alcătuit. Pământ, apă, aer și foc. Cele patru mari stihii. Două grele și două ușoare. Ixaimeronul Marelui Vasile. Pământul și apa înseamnă tot ce iud în noi. Și lutul care putrezește. Dacă te duci într-un mormânt, ai mraniță. Poți pui la trandafiri, atâta găsești și ciolane. Ăla-i calciu. Apa o suge pământul și se hrănesc vermișorii din ei și ne mănâncă, ne descompun. Iar energia degajată în urma arderii se elimină singură sub formă de căldură și foc. Și se adună toate la loc când? La obșteasca judecată a Mântuitorului Iisus Hristos, când morții vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și vor învia la trâmbița Arhanghelului și la glasul strâmbiții de apoi la glasul judecății, deci la chemarea lui Dumnezeu. Clipă despre care trebuie să știți că nici
îngerii, nici Fiul, ci numai Tatăl știe clipa și ceasul acela, așa că nu stăm să facem polilogii parapolitice sau parapsihologice despre venirea sfârșitului lumii. Sfârșitul lumii poate veni oricând. Dacă v-ați uitat la mass media, vedeți, odată vine un cutremur și dărâmă și șterge tot. Și cred că cel mai frumos ecran al Apocalipsei, spun frumos pentru a înțelege mânia lui Dumnezeu, urgia din Japonia a fost suficientă pentru a înțelege că ingineria minții omenești este o nimica toată înaintea mâniei lui Dumnezeu. Deschizând tu mâna ta, toate îți vor umplea de bunătate. Ce vrei tu? Porturi, iahturi, viață pe sus, viață pe jos, pe bloc, sub bloc, în apă, peste apă. Dar întorcându-ți tu fața ta, toate îți vor turbura. Ce-a rămas din acel pământ decât un loc netocmit și gol? Deci, unde voiește Dumnezeu, nu stă nimic împotrivă. De ce m-am întors să analizăm moartea atât de adânc? Pentru că moartea devine somn în conceptul Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos prin gura Apostolului Pavel, pentru că în momentul când este stăpânită de cele două arme, credința și puterea Duhului Sfânt, că asta e rodul credinței, roada Duhului este dragostea. Dragostea vine din credință și din lucrare. Nu există om credincios să fie lipsit de Duhul Sfânt. În momentul în care intervine Duhul Sfânt, îi schimbă morții lucrarea. Deci o transformă dintr-un animal nărăvaș, nesupus și neascultător, în ce? În ceva blând și calm. Mutatu-te-ai la viață fiind Maica Vieții.